Mihai, astăzi 1-1 cu Unirea Albaiolea, cum a fost jocul? A, un meci bun făcut de ambele echipe. Echipa din Alba Iulia a jucat foarte bine pe fază defensivă, a avut ocaziile ei de a marca și noi am avut ocaziile noastre să marcăm, dar așa este la fotbal. Echipele care își doresc mai mult câteodată a ajuns să-și atingă și scopul pe care și l-au propus. Ce credeți că a lipsit astăzi echipei tale? Pot să spun că în anumite momente ale jocului ne-a lipsit un pic prospețimea în gândire. Am intrat un pic prea hazardați, dar noi vom juca în continuare în același ritm. Crezi că ai pierdută lupta pentru locul întâi? Putem să spunem că e pierdută lupta pentru locul întâi, pentru că noi venim după locul 4, iar obiectivul nostru a fost să câștigăm fiecare meci. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc!